Legea numărul 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice constituie cadrul legal de funcționare pentru cele patru cămine destinate acestei categorii de persoane aflate pe raza municipiului Brăila, acestea fiind acreditate să asigure mai multe tipuri de servicii comunitare, găzduire pe perioadă nedeterminată, asistență medicală și îngrijire, socializare și petrecerea timpului liber, consiliere psihologică și suport emoțional, asistență paliativă și servicii de acordare a mesei. Capacitatea celor patru cămine de pe raza municipiului Brăila totalizează un număr de 606 locuri, dintre care în acest moment sunt ocupate 482 și disponibile ar fi 124 de locuri. În material le aveți eșalonate căminele și capacitatea și numărul de persoane care sunt internate în acest moment. În ceea ce privește costul mediu lunar de întreținere pentru cele trei cămine, de asemenea aveți prezentate material, aș vrea doar să remenționez că sunt pe grade de dependență, persoane dependentă, de exemplu la lacul Sărat discutăm de 463 de lei pe lună, persoană semidependentă 443 de lei pe lună, persoană care nu este dependentă 423 de lei pe lună. Mai departe aveți și Căminul Sfântul Nicolae, așa cum știți, el este desfășoară activitatea într-un nou sediu, pe strada Caraiman numărul 11, mărindu-și capacitatea de la 90 de locuri, acum sunt 161 de locuri. În momentul de față, costul mediu lunar de întreținere acolo este între 315 lei și 320 de lei. Deocamdată nu a intervenit niciun fel de modificare în privința acestui cost. La Căminul Sfinții Apostol Petru și Pavel discutăm de un tarif unic de 345,11 lei, iar la Căminul Centrul Paleativ Sfânta Maria discutăm de 300 de lei lunar. Pentru a beneficia de serviciile oferite în cămină, persoanele interesate trebuie să îndeplinească câteva condiții sau să se afle în una dintre situațiile următoare. Una dintre ele și cea mai importantă este ca persoana vârstnică să îndeplinească vârsta de pensionare stabilită de lege. Pentru anul 2013, vârsta este de 65 de ani pentru bărbați și 60 de ani pentru femei. După cum am spus, una dintre condiții este aceasta, precum și să nu aibă familie sau să fie într-o situație deosebită și să necesite o îngrijire medicală permanentă și atunci apelăm la un cămin. Nu au locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii. Nu realizează venituri sau acestea sunt insuficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare. Nu se pot gospodări singuri sau necesită îngrijire specializată. Asistența socială privind acordarea acestui serviciu se acordă la cererea persoanei interesate, a reprezentantului legal, a instanței, a serviciului public de asistență socială, a organizației pensionarilor și așa mai departe. În completarea acestui dosar sunt necesare acte precum cuponul de pensie, acte medicale de la medicul de familie cu bolile pe care dumneavoastră sunteți în evidență, adeverință de la medicul psihiatru, precum și dacă dețineți o locuință, dacă există și este și proprietar, o copie după contractul de casă, să vedem dacă se pune problema și există acea îngrijire în contract de care nu ne putem folosi. În ceea ce privește problemele pe care noi le întâmpinăm în acordarea acestor servicii, ar fi lipsa personalului, așa cum știți cu toții, blocarea posturilor, ne fac să acordăm aceste servicii destul de dificil, în sensul că, așa cum am precizat în material, Sfântul Nicolae, dacă sunt în momentul de față 161 de locuri, sunt 29 de angajați, ceea ce face mult mai dificilă acordarea acestor servicii. În prezent, în cadrul biroului Coordonare, servicii de găzduire persoane adulte, de pe lângă Direcția de Asistență Socială, se află în lucru un număr de 20 de solicitări pentru internare în căminele aflate în subordinea Consiliului Local Municipal Brăila.
Medicii stomatologi au început să solicite pacienților informații legate de existența sau nu a hepatitei B înainte de a se apuca de lucru, a susținut unul dintre sindicaliști în această dimineață în fața prefectului la ședința lunară de dialog social, solicitând din partea directorului de la Sănătate Publică o clarificare a acestei situații. Dacă au fost legate de probleme de igienă, eu știu că am înțeles că în ultima perioadă se duce unul sănătos și sunt acele acolo, știu, cu hepatita B, care cea mai periculoasă la momentul ăsta, sau mă rog, ceva. Și am înțeles că unii doctori stomatologi solicită o ademenință că respectivul care vrea să trateze nu are hepatita B. Și mă rog, în sensul ăsta, dacă puteți spune, mă rog, da, să ne ferim, cum să ne ferim sau cum... Potrivit șefului Direcției de Sănătate Publică Brăila, amenzi au fost acordate numai unde au existat probleme cu adevărat, iar discuții legate de hepatită sunt și la saloanele de înfrumusețare. Și acțiunea care a fost făcută a fost o acțiune tematică în cadrul calendarului de acțiuni care este aprobat de Ministerul Sănătății. Aceste sancțiuni care sunt date au fost inclusiv avertismente, deci nu toate au fost știu eu, scăpări atât de grave în funcționarea cabinetului, cabinetelor medicale. Acolo unde s-a impus a fost și sancțiune cu deci amendă efectiv dată pentru condițiile igienico-sanitare. Da. Acum, bineînțeles, pe partea asta cu hepatita... Am înțeles că e cea mai la mână. Da, da, este o problemă care putem să o punem în discuție și nu numai pe ea, inclusiv și pe cabinete de înfrumusețare și știu eu alte locații care folosesc în uzual, să zic așa, gen forfecuțe, lame și așa mai departe. Acum mai nou se implementează și un ordin 1226 din 2012 privind gestionarea deșeurilor medicale. Toate cabinetele au un termen limită până la care trebuie să își creeze condiții conform cerințelor actuale, deci până pe 18 iunie trebuie să îndeplinite aceste condiții, inclusiv unitățile sanitare, cu paturi și așa mai departe, care, deci toți cei care generează mai mult de 300 de kilograme de deșeuri medicale pe an trebuie să-și facă inclusiv un plan care urmează să fie aprobat de Direcțiile de Sănătate Publică. Deci se încearcă, bineînțeles, gestionarea fiecărei situații care poate să apară. În cabinete nu au fost mari probleme pe parte de sterilizare, ca să zic așa. Da, deci nu pe acest punct, cât datorită faptului că mai erau, spre exemplu, unele truse care nu stăteau pe zona unde trebuie sau nu au fost etichetate corespunzător, fiindcă și aici, ca să poți să ai un control efectiv, sunt niște criterii de respectat. Potrivit datelor existente în cadrul Sistemului de Sănătate Publică a județului Brăila, inspectorii de la Direcția de Sănătate Publică au controlat din punct de vedere igienico-sanitar un număr de 11 cabinete stomatologice, de unde s-au recoltat 44 de probe de sanitație. Pentru neconformitățile depistate s-au aplicat 7 sancțiuni contravenționale. Din analiza comparativă a cererii și ofertei de locuri de muncă în primele două luni ale anilor 2012 și 2013, se observă o structură asemănătoare a locurilor de muncă vacante comunicate de angajatori, ceea ce reflectă faptul că la nivelul județului nu s-au dezvoltat la un nivel semnificativ activități noi care să conducă la o mai mare diversificare a pieței muncii. Există excedent de forță de muncă pe grupele de bază analizate. Cu toate acestea, există agenți economici și, în special, cei din industria ușoară, domeniul confecției textile, care se confruntă în continuare cu un anumit deficit de forță de muncă.
O altă caracteristică a pieței muncii la nivelul județului nostru este aceea că oferta de locuri de muncă este concentrată în proporție de 90% în mediul urban, respectiv în municipiul Brăila, și în timp ce 60% din persoanele pe care noi le avem în evidența agenției au domiciliul în mediul rural. De aici rezultă... Deci putem trage concluzia și ținând cont de realitatea care există în județul nostru că aceste persoane, acel 60% care se află cu domiciliu în mediul rural, nu întotdeauna au motivația oferită de angajator pentru a face naveta, a urma un loc de muncă în municipiul Brăila și a face naveta sau a-și schimba domiciliul în municipiul Brăila. În plus, un procent însemnat îl constituie șomerii de lungă durată care vin în mare parte din mediul rural. Îngrijorător este faptul că 14,9% dintre șomerii aflați în evidențe sunt oameni fără studii, în timp ce 19,9% au studii gimnaziale incomplete. În plus, 44% din șomerii pe care noi le avem în evidență sunt șomeri de lungă durată. Această categorie de șomeri de lungă durată și cu precădere, întâmpină dificultăți privind inserția sau reinserția pe piața muncii, fiind persoane care fie nu au calificări, fie calificările acestora sunt recrutate pe piața muncii. Un alt aspect pe care îl menționez este acela că în zona șoferilor din mediul rural, acei peste 60%, nivelul de studii al acestora este structurat astfel. Aproximativ 15% din total sunt fără studii, aproximativ 20% sunt școala generală incompletă, deci numai aceste două categorii sunt, reprezintă 35%, și 41,4% sunt absolvenți ai școlilor generale. Toate acestea influențează semnificativ posibilitatea includerii în programe de formare profesională și de ocupare a unui loc de muncă. Un alt fenomen caracteristic perioadei analizate, ianuarie-februarie, este acela că începând cu luna decembrie, anilor anteriori, sunt angajatori din domeniul construcțiilor și agriculturii care procedează la disponibilizări pe perioada rece, urmând ca activitatea acestora și respectiv reîncadrarea persoanelor disponibilizate să aibă loc atunci când condițiile atmosferice o permit. Pe ultimii 2 ani, ceea ce analizăm la acest moment, că aproximativ 1500 de persoane au fost disponibilizate din aceste două domenii de activitate, urmând ca aceștia să-și reia activitatea începând cu lunile chiar februarie, martie și aprilie semnificativ. Cadrul legal existent pune la dispoziția Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă instrumente cu care se poate interveni pe piața muncii, dar nu în ideea de a crea noi locuri de muncă, ci pentru a stimula atât șomerii cât și angajatorii prin acordarea de subvenții specifice. Consiliul Județean al Persoanelor Vârstnice Brăila, condus de Tinca Preda, a reușit să înființeze un serviciu considerat de membrii săi extrem de util. Chiar dacă mai multe doamne au beneficiat până în prezent de masajul necesar și mai puțin domni, serviciul s-a dovedit a fi de un real succes. Noi, Consiliul Director, am găsit de cuvință să deschidem un mic salon de masaj pentru bătrânii care au mare nevoie de acest lucru. Avem două asistente care îngrijesc la domiciliu, tot așa sunt și eu, și acest lucru este foarte benefic. Până acum 28 de doamne și 3 domni au venit acolo, mi s-a oferit un pat medical, domnul președinte Bunea Stancu ne-a ajutat și credem că o să fie foarte bine. Oamenii sunt mulțumiți, este gratuit și se face câte 10 ore de masaj. În fiecare zi, o oră, în afară de sâmbătă și duminică. Oameni calificați care au învățat să fie asistent social, îngrijitori de bătrâni la domiciliu. Merg și la domiciliu și părerea mea este că
ar fi cazul mai mulți bătrâni să fie îngrijiți la domiciliu, dar nu sunt, nu-i posibilitate, nu sunt, nu. Iar doamna director al asistenței sociale, tot timpul văd că se ocupă foarte mult de aceste cămine și cum putem și noi dăm ajutor la solicitarea dumneaei, nu pregetăm să ajutăm. Declarațiile au fost făcute de aceasta miercuri dimineață în cadrul ședinței lunare a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice. Anul acesta se împlinesc 80 de ani de la nașterea lui Nichita Stănescu, prilej pentru Biblioteca Județeană Panait Istrate din Brăila să omagieze memoria poetului printr-o expoziție documentară intitulată O viziune a sentimentului la Nichita Stănescu. Poet, scriitor și eseist român ales post-mortem membru al Academiei Române, Nichita Stănescu a fost laureat al premiului Herder și nominalizat la Premiul Nobel pentru Literatură. Considerat atât de critica literară cât și de publicul larg drept unul dintre cei mai de seamă scriitori pe care i-a avut limba română, pe care el însuși o denumea dumnezeiesc de frumoasă, Nichita Stănescu aparține poeziei moderniste din anii 1960-1970. Vitrinele expoziționale includ volume de poezii, Sensul iubirii, volumul său de debut, O viziune a sentimentelor, Oul și sfera, 11 elegii, În dulcele stil clasic, Starea poeziei, Îngerul cu o carte în mâini, Fiziologia poeziei, dar și lucrări de critică literară, dintre care amintim Introducere în opera lui Nichita Stănescu, Nichita Stănescu prin lentile de psiholog, Nichita Stănescu frumos ca umbra unei idei, editat de Constantin Crișan. Cărțile sunt disponibile la secțiile de împrumut și la sala de lectură a instituției. Expoziția va fi deschisă la sediul Bibliotecii Publice din Calea Călărașilor numărul 52 în perioada 29 martie-10 aprilie 2013. Sâmbătă la amicalul cu Steaua, fundașul stânga Cosmin Necoara a jucat toate minutele pentru CF Brăila și a lăsat impresia că a scăpat de coșmarul care l-a urmărit după accidentul pe care l-a suferit. Necoara a avut o evoluție foarte bună, cu toate că adversarul său direct a fost Pârvulescu. Brăilanul a demonstrat că rămâne același jucător sigur în apărare și unul dintre cei mai buni executanți ai loviturilor fixe. Pe 28 martie se fac 8 luni de la acel eveniment nefericit din viața mea, dar vreau să uit acel coșmar prin care am trecut. Sunt într-o bună formă fizică și pot spune că m-am simțit foarte bine pe tot parcursul meciului cu Steaua. Este o mare bucurie pentru noi că am câștigat chiar și un amical cu echipa care va ieși campioana României în acest sezon, a declarat după antrenamentul de luni Cosmin Necoară. Fundașul brăilean regretă însă că echipa sa a pierdut la Slobozia, dar se gândește în continuare la promovarea în prima ligă. Necoară are avizul medicului să lovească mingea cu capul, a demonstrat că se poate conta pe el și așteaptă să fie titularizat pentru partida de la Năvodari. We'll be right back.